Nu s-a dat pe el încă cine este. Nu s-a descoperit. Și femeia a zis, îi spune femeii, voi vă închinați căruia nu știți. Corect, că idolul nu avea nicio treabă. Noi ne închinăm căruia știm, pentru că mântuirea din iudei este, vedeți? Deci Mântuitorul o ia întâi cu rădăcina credinței. Mântuirea din iudei este. De aici începe revelația. Dumnezeul lui Israel a deschis Marea Roșie. Dumnezeul lui Israel a necat carele lui Faraon. Dumnezeul lui Israel a hrănit poporul cu mană în pustie. Dumnezeul lui Israel a scos apă din stâncă, din piatră. Dumnezeul lui Israel a poruncit și au fost învinsă cetatea Ierihonului atunci când au înconjurat-o cu trâmbiți și cu surde și așa mai departe. Nu repetăm Vechiul Testament. Dar acum este ceasul când adevărații închinători se vor ruga Tatălui în duh și în adevăr, căci Tatăl astfel de închinători dorește. Și iată, strecoară din nou un element nou. Se vor închina Tatălui în duh și adevăr. Ce înseamnă să te închini în duh și în adevăr? Este exact ceea ce n-a înțeles materialismul dialectic, științific, a celor 50 de ani de comunism. Cum să te închini la un Dumnezeu pe care nu-L vezi? Cum să te închini unui Dumnezeu care nu s-arată? Cum să te închini unui Dumnezeu care suportă întristarea și El se crede bun? Cum să te închini unui Dumnezeu care suportă crima, urgia, oroarea, răutatea, nu oprește răul din lume, nu oprește suferința, nu oprește lacrimile? Chiar mi-a plăcut și zilele astea când a zis cineva, zice, foarte greu îl înțeleg pe Dumnezeu. Și am zis, dar ce nu înțelegi tu la El? Păi zice, faci așa niște lucruri, zice, că te crucești. Păi tocmai de asta le face, ca să-ți faci tu cruce. Făcându-ți tu cruce, descoperi cât de necunoscute sunt cărările minții lui Dumnezeu de cărările minții noastre. Că spune așa, gândirea noastră de gândirea lui Dumnezeu e ca răsăritul de apus și ca mează zi de mează noapte. Ceea ce credem noi că este rău la Dumnezeu e bun și ceea ce credem noi că e bun la Dumnezeu este rău. Asta e marea taină. De aceea noi trebuie atunci când ne rugăm să împlinim acel cuvânt, cum a spus Dumnezeu. Atunci când vă rugați să cereți și să credeți. Că nici nu v-ați rugat și Dumnezeu știe de ce aveți nevoie. Că nu cere omul pește și îi dă șarpe sau cere pâine și îi dă pietre. Dar noi, cum spune acolo, răi fiind, știm să dăm daruri bune fiilor noștri. Dar cu cât mai mult Dumnezeu nu știe ce daruri să dea fiilor săi. Și atunci Dumnezeu vine și ne răspunde. Darurile mele sunt pe măsura lucrării voastre. Și când poporul iudeu s-a rătăcit prin pustie și a luat-o în arătură, când s-a dus și s-a închinat la idol, când s-a dus și a călcat poruncile care le-a dat Dumnezeu, i-a lăsat de capul lor până au fost cotropiți de neamuri și după ce s-au trezit, cum se termină psaltirea, la râul Babilonului am stat și am plâns când ne-am adus aminte de Sion. În sălci am pus organele noastre, țambalul, toba, ce aveau ei de cântat muzica Vechiului Testament. Și la un moment dat își aduc ei aminte de greșeală și spune, cum să cânți cântarea Domnului în pământ străin? Mine asta e o mare taină, e o mare tâlcuire mistică a inimii spurcate în care chem tu rugăciunea lui Iisus. Și spune acolo, că cum să cânți cântarea Domnului în pământ străin? Mai degrabă, zice, să se lipească limba mea de grumazul meu de te voi uita pe tine, Doamne. Uitată să fie dreapta mea de voi uita Ierusalimul. Și în felul acesta au fost legați iudeii de Ierusalim și ei au știut tot timpul că Ierusalimul este centru de existență a ceea ce înseamnă prezența lui Dumnezeu. Cetatea Sfântă și Pământul Făgăduinței, făgăduit încă de acolo din robia Egiptului, când stăteau și făceau chirpici, mâncau carne de porc. De ce v-am amintit lucrul ăsta? Ca să înțelegeți că azi avem centrate trei puncte de Ierusalim. Avem Ierusalimul geografic pe care îl vizităm cu autocarul și avionul, avem Ierusalimul din inimă, locul curat unde îl păstrăm pe Dumnezeu tot timpul, ca într-un sfânt mormânt, dacă inima este curată și luminată, avem Ierusalimul minții, unde Hristos poate totdeauna sta pe tron de slavă și să strălucească, și avem Sionul sau Ierusalimul ceresc, acolo unde este patria sfinților. Ierusalimul de jos este în mâna oamenilor, Ierusalimul de sus este în mâna Duhului Sfânt. Aici jos îl vizităm și ne ducem când vrem și care vrem și călcăm pe urmele lui Iisus.
sus în cer, acolo ne duce rugăciunea sau cărarea de lumină pe care ne-o facem noi singuri, de la patul de unde ne-am născut până la ușa de la mormânt unde ne-am culcat. Pentru că noi, de fapt, ce facem în viața aceasta? Facem o mare trecere. Ne sculăm de pe patul copilăriei și ne așezăm în leagănul bătrâneții. Ne-am sculat prunci și ne-am culcat copii. Pentru că în momentul în care închizi ușa și treci dincolo, se deschide ușa Ierusalimului Ceresc, dar pe trei criterii. Te-ai rugat, ai lumină, ai crezut, ai țintă, ai cale și ai avut nădejde, ai mântuire. Ei, acest lucru vine femeia și acest lucru vine Iisus și îl spune femeii, dar vine ceasul când adevărați închinători se vor închina Tatălui în duș și adevăr, că de astfel de închinători El își dorește. Închinători care să se roage Dumnezeului celui simțit, nu văzut. Degeaba stau eu și pup strana asta toată ziua dacă am draci în mine. Nu-mi folosește cu nimic. Dacă îmi simt pacea din inima mea, aia o pot exprima. Asta și dacă e din aur, o pup, dar tot aici rămâne și tot moartă și stearpă. Dar când Hristos s-a atins de inima ta, acolo se aude acel cuvânt. Am simțit că o putere a ieșit din mine. Cine m-a atins? Și în clipa respectivă, Petru, care era la fel ca samarinean, ca de priceput în teologie, spune și că, Doamne, păi în îmbulzeala asta Tu întrebi cine Te-a atins? Și ce frumos îi răspunde Iisus. Am simțit puterea ce a ieșit din mine. Și femeia a spus, eu am pătimit, eram bolnavă, am cheltuit și m-am gândit că dacă mă ating de Tine, mă fac sănătoasă și s-a vindecat scurgerea. Ei, așa trebuie să vii Tu în fața icoanei.